Trei decenii de Cruce Roșie Dâmbovița se datorează în mare parte dăruirii de care a dat dovadă directorul Gheorghe Popescu. În cadrul manifestării organizate pentru prezentarea bilanțului de activitate al filialei dâmbovițene pentru anul 2017 și a strategiei pentru anul 2018, s-a anunțat și vestea retragerii din funcția directorului Gheorghe Popescu, o predare de ștafetă către noul director Raul Pavelescu. Cea mai importantă măsură organizatorică care a intervenit în cadrul filialei județene de Cruce Roșie Dâmbovița este numirea în funcția de director a domnului Pavelescu Raul. El a fost aprobat atât în cadrul biroului filialei județene, cât și în comitetul de direcție al Societății Naționale de Cruce Roșie din România. Ca atare, domnul Popescu Gheorghe și-a încheiat activitatea în calitate de director al Crucii Roșii Române. În schimb, rămâne lângă noi cu același suflet, în funcția de inspector, și cu această ocazie permiteți-mi să-i înmânez o diplomă pentru întreaga activitate de aproximativ 27-28 de ani care s-a aflat la conducerea Crucii Roșii, filiala Dâmbovița. Și pot spune că a fost întemeitorul acestei filiale alături de domnul Ivanov. Prilej pentru care le mulțumim și îi mulțumim în primul rând domnului Popescu pentru întreaga activitate. Este un moment deosebit. În primul rând nu mă așteptam, chiar dacă sunt eu apropiat cu sufletul de multe lucruri, ca să primesc o diplomă din partea colectivului și implicit a biroului și a domnului președinte de Cruce Roșie. Așa cum spunea domnul Floris Lăzărescu, această activitate a început de mult la Cruce Roșie, chiar înainte de a fi numit în 90 ca director de filială. Nu pot să aduc în discuție această chestiune, pentru că propunerea a fost lansată înainte de a fi numit ca director de filială de Cruce Roșie. Și aici, într-adevăr, așa cum s-a arătat și se cunoaște, această activitate am început-o într-un birou mic, împreună cu domnul Ivanov și cu sprijinul autorităților locale și al sediului central al Crucii Roșii Române, unde în prezent la județul Dâmbovița, cred eu că se cunoaște cine suntem și ce suntem. Plecând de la aceste considerente, întotdeauna am ținut cont de faptul că orice gând și orice om care a fost lângă Crucea Roșie, am căutat să mențin această relație și poate că și la momentul ăsta prezența dumneavoastră, atât celor care sunt în sală, și celor care m-au sunat că nu pot participa la această activitate din diferite motive, spune cuvântul că filiala de Cruce Roșie a fost, este și va fi o organizație care răspunde nevoilor sale din teritoriu. Eu, ca cel mai longeviv președinte pe țară de filială județeană, timp de 21 de ani, am păstorit destinele Crucii Roșii, vă pot spune că după două luni după ce am fost investit președinte, l-am angajat pe Popescu. Nu-mi pare rău pentru alegerea făcută, pentru că în această combinație de ying și yang, ceea ce aveam eu nu avea el, ceea ce avea el nu aveam eu, dar împreună am reușit să ducem la un anumit rezultat pe care dumneavoastră îl apreciați în momentul de față, din punctul de vedere și al aprecierii naționale al prestației acestei filiale de Cruce Roșie. Îl cunosc pe domnul Popescu de vreo două decenii și jumătate. În primul rând ca om și în al doilea rând ca un reprezentant de marcă al Crucii Roșii. Probabil că, retrăgându-se acum, toți v-ați gândit că în țară mandate așa de lungi mai au decât Isărescu și încă vreo doi. Am auzit adineori că și domnul Ivanov a avut tot un mandat lung așa. Părerea mea este că pleacă în hârtii Popescu de aici, dar rămâne Pavelescu Popescu Raul. Adică rămâne spiritul și deocamdată spiritul, că mai târziu rămâne duhul, dar este foarte important că vă că își face cruce, dar a greșit să mă pună pe listă, domnul Popescu. Una peste alta, vă rog să
ne uităm către domnul Popescu și să-i mulțumim cu toții pentru activitatea deosebită pe care a desfășurat-o în fruntea Crucii Roșii Dâmbovița și să ne uităm și către domnul Pavelescu Raul cu aceeași bunăvoință și dorință de a-l sprijini pentru a merge mai departe această filială a Crucii Roșii din Dâmbovița, care este una dintre cele mai performante din țară. În noua sa calitate de director, Raul Pavelescu a prezentat strategia filialei județene de Cruce Roșie Dâmbovița pentru acest an. În ceea ce privește strategia filialei județene de Cruce Roșie Dâmbovița pentru anul 2018, vă aducem la cunoștință că ne-am propus continuarea activităților ca și în anii precedenți, conform misiunii noastre, aceea de a asista persoanele vulnerabile în situații de dezastre și de criză, dezvoltarea de programe și activități în beneficiul societății, în scopul contribuirii la prevenirea și alinarea suferinței de toate formele, protejarea sănătății și vieții, promovarea respectului față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică. Astfel, pentru a îndeplini aceste deziterate, vom urmări punctual programul de pregătire pentru intervenții în cazuri de dezastre și acordarea primului ajutor, cu accent pe instruirea detașamentului dezastre pe probleme specifice de acordare a primului ajutor și totodată ne dorim colaborarea cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Basarab I privind participarea la aplicații, concursuri și exerciții demonstrative. La manifestare au participat și reprezentanții autorităților publice locale și județene. Pentru instituția prefectului, bilanțul anual al activității filialei județene a Crucii Roșii este totdeauna o bună și necesară ocazie de a rememora și reevalua împreună punctele tari și inerentele piedici pe care cea mai importantă organizație de ajutor și voluntariat le trece în revistă cu responsabilitate și obiectivitate. În aceeași măsură, este prilejul potrivit de a evidenția și cinsti eforturile și sacrificiile personale ale voluntarilor și de a exprima aprecierea pentru respectul diversității misiunilor asumate, contribuind la alinarea suferinței, la protejarea sănătății și a vieții. În primăria municipiului Târgoviște veți avea întotdeauna un partener și nu puține sunt acțiunile pe care le desfășurăm împreună. Aș vrea să mai punctez doar două lucruri și anume acela că promovați voluntariatul și este și sunteți de felicitat pentru acest lucru, pentru că acești tineri pe care îi vedem aici, o mică parte din voluntarii dumneavoastră sunt tinerii implicați. Sunt aceia care vor face ca lucrurile să se miște, sunt aceia care vor avea un orizont de cunoaștere bine dezvoltat. Filiala județeană Dâmbovița a Crucii Roșii este nelipsită la evenimentele majore ale județului și reprezintă cu succes țara noastră la competițiile internaționale. Au dus nenumărate campanii de intervenție la dezastre în țară și în străinătate, desfășoară permanent campanii umanitare pentru năpăstuiți și este prezentă oriunde este nevoie de un ajutor. Mult succes noii conduceri!